deja în Constantin? Nu. Oh, da, nu mai aduceți în cotură. Hai, Relu, până atunci, haide. Așteptăm pe domnul Relu. Unde e Relule? Are și el un exemplar frumos. Cal cu sânge, cal românesc. Domnul Costi, dăm voie să te salut. Bine ai venit de la Moldova, în țara Maramureșului, aici la Săsar. Domnul Costi, să trăiască, domnul Igor! Da? Știu ce facem. Am auzit, am auzit! Suntem onorați că ești cu prezent cu noi. Mersi, de la Proșeve mai avem o echipă frumoasă de oameni care vreau să promoveze astfel de eveniment. Haide să-l aplaudăm pe Relu! Hai să-l și premiem pe Relu! Aplaude, doamnelor și domnilor! Relu! Cu noi! De 6 ani, un exemplar foarte frumos. Mulțumim, mulțumim, domnul Relu. Crăciun Alexandru! Hai venit! Hai, du-te! Domnul Maloș Vasile! De la Marginea, cu Tarzan, de la Suceava. Cu biciurile am o rugăminte să vi le țineți în cabine, mână, unde vreți, din toate punctele de vedere. Avem autoritățile aici, în special cei de la Poliția Animalelor, și dacă vă vor amenda, vor mă ziceți că suntem ale noi. Vă rog frumos să fiți foarte atenți, să fim foarte atenți. Nu de la nu fiind deja, cu Vito și Voicu, o pereche de mânci de 34 ani. Vizia românesc este, ungulez. Bun, domnul Maruș, de la Suceava, numărul 8. Și este acolo, pe la capătul ăla. Hap. Hai să-l aplaudăm și profesorul ăsta nostru frumos. Că a venit tocmai din Moldova, de la Suceava, mai exact de la Marginea. Au venit să fie și el astăzi cu noi aici. Mulțumim, domnul Vasile. Vine cu nefii domnul Pintejan Constantin, cu Vito și cu Voicu. O pereche de armăsari, de 3 și 4 ani. Domnul primar îi premiază, îl felicită. Mulțumim și de participare și de tot. Hei. Așa. Da, nici n-a ieșit pe Nicolo. Hai, Ficior, ce număr ai? 7? Dar ăsta, ce număr e? 7. 6 și 7. Crăciun Alexandru, cu Cucu și cu Fingia, o pereche de armăsari, domnul, de la Câmpul Lung, moldovenescu are? Iar de acolo a venit. Oh, felicitări, mulțumim, băieți. Băieții ăștia s-au gândit să vină și, dacă ați putea... Nu mă încet, dar dacă tot te-ai pornit mai fotură. Hai, fătură, ce număr avem? După dânsul intră domnul Cristi Nichidean. Mi-am uitat ochelarea acasă, e o problemă. Și am vrut să scrie cu litere mari, dar, mă rog. Puteți încet la pas și dumneavoastră, aici pe partea asta, încetul. Hai, dar să-l aplaudăm. Domnul Cristi, un semigreu românesc, și dânsul tot de la Marginea. Oh, veniți! Oh, hai ce nume frumos are calul dânsului, Țigan! Haideți aici la domnul primar să vă premieze, băieți! Mulțumim, de la Câmpul Umbol de Vănesc, deci am înțeles, nu? Bravo, felicitări, mulțumim pentru prezență, vă dorim succes în activitate, băieți tineri, uite, ce exemplare pe măsură! Aici, vă rog frumos să stați un pic deoparte, nu vrem să se întâmple ceva. Vine domnul Cristi Nichidean, apoi... Nițăoan Alin, are două exemplare, 10 și 11, l-așteptăm. Sau cine e pregătit aici, poate să intre. Mulțumim! De la Marginea sunteți, domnul. Bine ai venit la noi aici, în Marea Mureș, tocmai la Săsar. Mulțumim de prezență și vă dorim... Dar spune cum te cheamă, că n-am ajuns la 5. Vigem, de unde sunteți?
Oho, bine ai venit, bine ai venit. Băieți, de la Suceava, cu două exemplare frumoase. Ovidiu Briac, de la Suceava, el iată, venit aici cu... Băieți, o venit o echipă frumoasă, de la Magnea, de la Suceava, de la Câmpul Lung Moldovenesc. Bine ați venit. Dar te rog să spui la 51 și... sunt prezent, le mulțumim, le dorim succes în activitate pentru gospodărirea și administrația acestei comune frumoase și astăzi sunt cu noi și ei o să facă premierea, îi invităm și rugăm 51 și 52. Deci au venit tocmai de la Suceava, domnul primar, vă dați seama că ce drum au făcut. Să fie și ei astăzi la Săsar. Au niște exemplare foarte frumoase. Mulțumim, băieți, și vă mai așteptăm și la numărul 30. Poftiți, domnul! Uite acum, sau îmi spuneți dumneavoastră cum vă cheamă, că e mai bine? Alin? Bine ai venit la Săsar. De unde ești? Arde la Sighe! Bine ai venit, domnul Alin, cu un exemplar frumos. Un armăsan negru, tânăr, frumos. Uitați-vă ce... Acum un pic, aveți un... Ai, uite, vorba avem... Nu, feciorii au prioritate copiii ăștia. Păi nu ar fi frumos dacă tot au venit și ei numărul 29, mă uit cum îmi ia. Nu scot, Dorian? Da, mie. De la Sighe, de la... Oh, câți ani are? Sunt de rece? Sunt de rece după... Sau... Așa. Domnul Alin, mulțumim pentru prezență. Avem un fecior aici cu un ponei frumos, îl invităm pe el acum. Numărul 29, Cami, te rog să... Dorian, îi cer prezent. Just cum scrie aici, cu poneița Crina. De la Vișeul de sus au venit. Ai un pic de... Așa. Nu știu ce e, da? Bun. Așa, atunci le luăm în ordine. Am ajuns pe la 10 și ce număr avem? 10 și 11. Hai, 10 și 11, bun. E dezleg, eu l-am să... Nu, poți să mergi așa. Și să pregătești. 13, tot nu mai aveți? Nu. 13, Gheorghe. Gheorghe, să pregătești la 12 și la 13, să pregătești... Barboliote, așa, apoi să pregătește Rochiș Marius și 15 Talcon Nicolae, cu dolar. Te rog frumos, numărul 9 și de numai ce? Șurcu Corian. Se pregătește Gheorghe, cu 12 și cu 13. Hai Gheorghe la gând. Lasă numai tropa, zic că ești o pantă și nu o să poți fugi foarte tare. Așa că te așteptăm și te la pastă, da? Mie domnul Alin, tocmai de la... Bistrița Ciceu Mihăiești! Ciceu Mihăiești, din Bistrița Maramureș! Îi și el astăzi prezent. Haidea să-l felicităm, să-l premiem. Mulțumim, frumosule, cum te cheamă? Vezi că Damian, mă! Uai, ce poneiță frumoasă ai! Câți ani are poneița ta? Doi! Ce frumoasă! Să crești mare, o poniță foarte frumoasă și un copil curajos, mulțumim! Să știi că și eu am nepoți și au și ei ponei și le place și lor. Felicitări, să mai vii și la alte concursuri! Hei, nu mai da cu biciul! Hai, Gheorghe! Băi, nu mai încet, că Gheorghe are un pic de șant. Încet, nu mai dați! Are 14, da.
Marius vine tocmai de la Siget. Cezar, un exemplar frumos românesc. Hai acolo să te premieze. Hop, hop, hop. Tu de acolo. Toți Marius să merg pe aici pe margine, numai gen. Păi numere, ce număr ai? Ești invitatul meu. Sigur. Da-l poși, Nicolae. Mi-ai. Dar de ce n-ai venit cu amule? O fost de la second? S-a venit la frumusețe? Mai e unul, mă. Nici nu l-am văzut. Nu veniți numai cum vă strâng. Că avem domnul Marius, tocmai de la Siget a venit astăzi și el. Aici în față să te premiază domnii consilieri. Mulțumim, domnul Marius, pentru prezență. Să ai o zi frumoasă, scuză-ne. Te salut, te salut. Domnul, așa, cu numărul 14... Nu, 15 și 16. Da, domnul Nicolae. Domnul Nicolae. Wow! Mintoia numărul 17, să pregătească Burduhan Ruben, 18 și 19, apoi Lopoș Dorin, cei care se pregătesc. Dar de acolo, veniți pe acolo, de ce mai trebuie să veniți voi până aici, să mai încucați în loc să intrați pe acolo? Domnul Nicolae, domnul Nicolae, de la Argentina, dacă văd eu bine aici. Opa! A, Kelly. Acolo, acolo. Hop! Niște exemplare foarte frumoase. Cât ai? 5-1, văd. 5 ani, fiecare. O pereche de exemplare foarte frumoase. Mulțumim. Ce număr aveți, domnul? 17. Bine ai venit. Virtu Ioan. De vânzare. Opa, uitați aici. E semigreu românesc, Nina o ia până de 5 ani, se pregătește cu Duhan Ruben, cu 18 și 19. 18 și 19. Unde e domnul Ruben? Piciorul nostru a venit cu ea pe asta frumoasă, Crina, semigreu românesc. Onodia, de la Onodia este. Aici scrie altceva. Sau unii au învățat să scrie și eu trebuie să învăț să citesc. N-am ochelat, mi-am uitat. S-a spus că trebuie să scrie cu literele mari, dar nicio problemă. Numărul 18 și 19, domnul Burduhan Ruben. Și apoi se pregătește Gombuș și Varga David. Fiecare și mâine pe lui. Așa, domnul Gombuș. Dorin, sau Varga David? Varga David! Varga David, ce număr ai? 21! Ei, ce l-ai stat la rând? E plin, cumva! Hai! Domnul Varga! E la Siget, acolo în față, să te vadă lumea! Să te filmeze, să te premieze! Domnul Varga, așa! Pai! Pai, pai! Să ție Dumnezeu și pe gazdă! Și de vânzare! De vânzare! Elodu! Așa nu mai ușor! Bă, nu mai ușor! Așa! Domnul Burdușan Rupe! Îl așteptăm în scenă! Cu numărul 18 și numărul 19! Hai, domnul Rupe! Unde e Rupe? Sau Gorbaș Dorin! Domnul Varga, Petre Marius Rus, Petre Marian Rus. Ce sigur, bine ați venit! Aveți niște exemplare foarte frumoase. Nu m-am uitat, deci mi-au 22 și 23. E 3 ani, sunt de rece,
un burete de la făină? Bine ai venit! Aici se prepare foarte frumos, să le ție dumneavoastră și pe dumneavoastră, să le dați... Da, o sură roată! Curmușan Ruben are unghii! Acum vine mai mult scăpat cu noi! Oh! Am și cumpără! Am eu scăpat! Eu scăpat? Yo! Yo! O fac la bec, sau mai fac? Varga! Iarni! Ușoca și curatul! Înțelor și românesc! Domnul Varga de la Sine! După domnul Petre! David! 21 are sau cât are el? 27. Nu mă încet, nu mă încet! Stai să termine, ieși și pe urmă! Ce număr aveți, băieți? 25-26. Varga, David! Da. E la Sighe! Bine ai venit! Aici, nu te-ai mai spate, hop, să termine domnul, hop. Două exemplare foarte frumoase. Și tot acolo te rog să te duci înapoi. Felicitări pentru frumoasele exemplare. Să le țină Dumnezeu și pe voi. Armăsar și apă. Exemplare foarte frumoase, bine îngrijite, bine întreținute. Era și păcat să nu veniți asta să le vadă și să le preceze lumea. Felicitări! Wow! Bine ați venit și mulțumim pentru participare. Frumoase! Nu! Nu vă băgați acolo așa aproape. Așa, două... Hai, Petrică Darius, 27, hai! Petrică Darius, 27, hai! Înțeles, da? Bine ai venit! Hai, ce exemplar frumos, hai! Să țină Dumnezeu și pe tine, e foarte frumos! Un tânăr frumos, un exemplar, haidea să-l aplaudam! Vezi pe partea asta, aplaudați-l pe feciorul ăsta nostru, să vedem Petrică, vine la Remedia! Ardelez frumos! Par Bogdan, să-mi pregătești! Iusco Dorian, Codre Ali! Că cu Dacaz de la Remedia, Ardenez, scrie aici de 7 ani, un exemplar foarte, foarte frumos, bine îngrijit, bine întreținut, frumos prezentat aici în fața dumneavoastră. Haidea să-l primim pe aplauze pe feciorul. Domnul primar, uite, îți face premierea. Felicitări pentru frumosul exemplar pregătit pentru expoziție. De fapt, cum i-ar sta la o mireasă să vin așa cum s-au sculat. Nu tot așa și... Să ai grijă acolo! Auzi, mai bine du-te pe aici, pe partea asta. Du-te! Unde ții mașina? Dă-te de acolo să-i... Stai un pic! 31, dă-te un pic într-o parte, uite pe aici, în față. Petrică, uite pe aici. Hai, du-te cu 31 un pic. Așa. Marc Bogdan, 28! Codre Ali! Care? Ce număr aveți, domnul? Ce număr aveți? 28! Bine a venit, domnul Bogdan! 28! Codre Ali, nu pot? Bogdan! Scuze! Hai de capul meu! Bine ai venit cu telul de 10 ani! Felicitări, domnul! Domnul Blaga se pregătește și Major Zoli de la Santu Mare!
după 32 și 33. Domnul Trip, numărul 19, cine este? Ai, greu ai venit, bine ești că ai venit din Ceoslovacia. Domnul Bucuros, în sfârșit a ajuns. 80, dar exemplare, s-o lăsat așteptat ca toată mare la măritat. Frumos, băiești, îmi citesc frumos o exemplare ai. De-aia au venit el așa, e gândit să-l vadă toată lumea, că nu mai vine mireasa, dar până la urmă a venit. Dar și are ce să prezinte. Felicitări. Aici. Hop, hop, hop. Numai ușor. Numai ușor. Aici la domnul primar. Burtuhosul numărul 19. Așa, stai. Păstrați distanța, pentru că nu vreți să se întâmple. Hop, hop. Mulțumim pentru prezență. Aveți exemplare foarte frumoase. Felicitări pentru exemplarele dumneavoastră. Hai, da și tu, așa. Felicitări. Aveți grijă, acolo pe partea alaltă să ieșiți. No. 32. Trip, Cosmin. 32 și 33. Domnul Triv, bine ai venit cu exemplarele dumneavoastră foarte frumoase, bine îngrijite, bine întreținute. Hai să-l primim cu aplauze pe domnul Triv, pe domnul Cosmin, cu aplauze cu Rino și Vulgur. Două exemplare foarte frumoase, aduse din Polonia, casa greu polonez, niște mânci de 2 și de 3 ani, foarte bine întreținute. Domnul Blaga! Domnul Marior Bogdan, de la Satu Mare, îl așteptăm în scenă, apoi Duca Radu! Domnul Blaga Vasile, de la Satu Mare! Cu mine ai niște exemplare foarte frumoase, sunt să te felicit pentru ele și pentru îngrijirea exemplară pe care o au și pentru felul frumos de a te prezenta la concursul. Mulțumim pentru prezență, îți dorim spor la activitate și domnul Vasile, tocmai de la deodată, frați și surori, domnul Modea nu se lasă de pe de-aia vrea să fie și el promovat. Domnul Zolic, vine cu Nea Vasile împreună. Nea Vasile, nu te lăsa influențat de că Zolic mai șmecher un pic. Mai șmecher, dar parcă mai înainte discutam de vârstă, oricum. Dar el în față, care e prioritate, nu domnul Zolic. Ridică pălăria, așa, din respect pentru respect. Haidea să-l aplaudăm pe domnul Vasile și pe, și pe domnul Modio. Domnul Blaga, astăzi a venit doar cu un exemplar, dar dacă merge în ferma dânsului, avea ocazia să vedem de ce te pare extraordinar de frumoase și bine îngrijite, bineînțeles, pe măsura și pe valoarea dânsului, așa ca și... bine ai venit, domnul Zoli. Hai și Modio, hai și tu acolo să-ți facem o poză. Domnul primar, unde e domnul primar? Fă-le o poză aici, stai, bagă-te tu între ele, să ai și tu valori, țâmpă țigara și pune-te acolo în mijloc, lângă... No, o trebuie să mai trag un fum. Aia de mega o pufă. No, fă-le o poză, uite. Așa. Felicitări, felicitări, domnilor. Mulțumim domnul Blaga pentru prezență. Mulțumim domnul... sigur, domnul Blaga avea o părere foarte bună referitor la notarea cailor, dar nu avem în primul rând specialiștii necesari. Nu avem în primul rând timpul necesar pentru că ziua e scurtă. Acolo, tot înainte să te mai vadă. Du-te, domnul, du-te pe acolo. Domnul Blaga, tot pe acolo. Dar se pune și pe partea la. Da, da, da. Felicitări, domnul Zoli. Oricum, după sura aia, o impresie, o prezentare mai bună. Tu nu te lași niciodată. Asta place la tine. Altfel e. Șargă-l-o, Ritcoiu! Bun, mulțumim pentru prezență.
mulțumim domnului Vasilu. Nu o să ați înțelege că o da. Haideți să-l aplaudăm foarte frumos. Felicitări pentru munca. Păi eu sunt, dar nu vin. Nu. Eu te prin următorii. După domnul Dunca, Verinde, Pagi, Cosma, care sunt prezent, pregătiți. Domnul Dunca, felicită șefe, dar un frumos. Dar e legat o dată. Îmi place. Felicitările mele. Se vede că ești meserean. Ce rost are să mai povestit? Eu voie să te fericit. Multă, multă sănătate. Bine ai venit la noi aici la Săsar. Uitați-vă. Ăștia mai tineri, hai să vedem. La ăștia mai tineri, știi cum leagă cota? Le trebuie cosuri, mă, de balou. Și așa e bine. Ia, să aibă, așa, no, unde-i șampu? Nu șampu, tot zis-o. Să aibă ce lega. Vine aici numărul 37. Oh, și pe jos o vine. Bine ați venit, frumos exemplar aveți. Să îl țină Dumnezeu sănătos și pe dumneavoastră. Haideți aici, domnul primar, uite, vrea să vă premieze, să vă felicite, să vă omeneze diploma și cupa pentru premier. Astăzi toți aveți floc 1. Frumos, frumos. În cotură, oricum merge. 2 ani, hop, hop, numai ușor, ușor, ușor. Așa. Domnul Lelu, Pagi, Cosma, Daniel, Sabina, 40, care sunt? Dar are mai mult aici, și Doru, și Tunel, și Furtună și ăsta care-i numărul? Dune! 39! Bine ai venit! Cosma Daniel, dă de la Careșeu! Bine ai venit, Fecior! Ăsta, după cum văd eu, e din Camelion. Așa, asta e părerea mea personală, e fără să întreb. Care capitan? Asta e 39, domnul Cosma. Dar mă vine Pagi Radu, uite aici, cu 38, sau Teodora, cu 40. Vezi să, uite-te la nume. Care este aici? 40. Sabrina. Așa, așa. No, faceți-le și o pogă la feciorul ăștia, uite și-o la... Ia și tu pălăria. Ia și tu pălăria ca și... Așa, salută publicul, mulțumim băieți pentru prezență, aveți exemplare, da? Mintea, cu 43 și 44 și 45. Mintea! Reiza? Așa. E la Valea Chiuarului. Cu dință. Dință. Cântă seara la portiță. Frumos, frumos. Frumos exemplar. Dință. De 4 ani. E la Valea Chiuarului. Bine ați venit, domnul. Păi, 43. Da. A, nu, păi, dumneavoastră, nu. Nu e nicio problemă. Vă așteptăm cu celălalt, cu puiul. Dar numai singur să ieși, nu mai aveți? Nu, no, următorul care, hai, până să pregătește. Sânge. Pur sânge englez. Oho, varață de scort. Și apoi... Domnul Mircea, du-te, 44, prezent, așa, o ia pe 44, n-am, asta cum îl cheamă, acolo e 44, cum îl cheamă? Răceanu Rare, numărul 44, băi, hai și tu pe o tură să te premiem, păsărăul. No, mă tână a lucrat pe mine și pe el, nu-ți arăt. Așa, bă, s-o vinit, cum să nu-l trebuie? 53, domnul Mircea, e pregătit acolo, hai, dar și dumneavoastră. Așa, bă, încerc până vine băiatul cu mânzuța, că nu mă încerc, domnul Mircea.
Pe partea asta lasă, pe partea asta. Acolo după ea, pe domnul Mircea. Numai că, leciorul, unul dar după mâscă, mai bine ar fi. 44, să-l aplaudăm pe viciorul ăsta, nu uite ce mânsuț are. Și o ia pe corte frumoasă, aici, la domnul primar să te premieze. Felicitări. No, când ai văzut cupa, ai lăsat mânsul. Mai îți dau o cupă, îmi dai mie mânsul. Îmi dai mie mânsul, nu? Cum te întoarce de acolo să... A, așa, uite aici, să-ți facă domnul primar o post. Felicitări. Mulțumim, Pecior. Mie, domnul Mircea. Ola, Mircea. Comal. Aplauze! Tocmai de la Roșani. Bine ai venit. Astăzi, la Săsar, unul dintre multele exemplare. Numai unul văd eu aici, nu știu, ai venit cu mai multe? Cu doar cu unul. Aplauze, doamnelor și domnilor, tricolorul românesc. Pentru domnul Mircea, felicitări, aplaude. Mulțumim pentru prezență. E un armăsar de montă, un armăsar care deține autorizație de montă, are niște produși foarte frumoși. Felicitări, domnul Mircea. Mulțumim pentru prezență, pentru participare. Îți dorim succes în activitate. Cât mai multe monte. E și, știi cum e, monte sunt, dar banii sunt mai puțini. Ala-i bai. Următorul, care ai pregătit aici? Cu Dorina! Cu cap România. Hop, 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 hop. A rămas pălăria. Bine ați venit și dumneavoastră, 56, Tereș Alexandru, cu Doina, o iapă din rasa pură românească și au venit și dânsul de la Tisa astăzi, să fie și el prezent la Săsar. Mulțumim pentru participare, pentru prezență, aveți un exemplar bine îngrijit, felicitări pentru el și să vă bucurați de el. Mulțumim pentru prezență. Domnul primar vă premiază. Cine e pregătit? Andrei! Ferne! Hai! Căpcea Ionut! Mureșan Florin! Eu, no. Eu, un șase alții de aici am văzut că fiți un pretare. Domnul Ferne Andrei! Un costo! Un mâns ardenez de 3 ani, din rasă pură ardeneză, adus tocmai din Franța, bă, și o să ai venit cu el, să vede, să vede. Ele și încă suzați pe o parte, ar trebui să-ți întoarcă copciurile. Aici, la domnul primar, felicitări, da, voi să te felicit eu, primul, apoi domnul primar. Mulțumim pentru prezență, haidea să-l aplaudăm pe feciorul nostru. Are un exemplar foarte frumos, bine îngrijit, întreținut, să vede că e un ficior gospodar și că îi place. Asta e meseria lui numărul 1 și de bază. Andrei, mulțumim pentru prezență. Foarte frumos, Carlo. Ce ai zis, Silviule? A? Frumos, frumos, de tăi. Ce trebuie? Au 3 ani. La 5 încă să-l leiem dacă stă la gata. Ce număr aveți? Haide! Bine ai venit! Lasă miciul, lasă miciul! Hai! Hai, Buciuman! Cu Zara și cu Stella? Vine și mânsul ei, dar nu mă uit, hai, dar și dumneavoastră, hai! Stai, să vină mânsul! Tată și tată! 48! Da, unde puteți? Băgați pânsul ăsta! Ia mă cușe! Buciuman Elia! Doamne, Sara, Stella, cu Victor! Primăvară, Sara, Doamne! Apoi, Mureșan Florin va intra după ce ies ei. Aveți grijă acolo. Intră aici să nu... Hai, intră aici să nu... Așa, nu aglomerați acolo. Așa, ușor, cum e ușor? Ușor, ușor, ușor. Așa, ți-o dat? Bun, felicitări. Mulțumim, mulțumim. La care e Elias aici? Ăla din păcău! Ăla din păcău! Vai, ce picior frumos ești!
Îmi spui? Îmi spui tu cum te cheamă? Ia spune aici cum te cheamă. Hai ce ficior frumos, să fii sănătos. Îți plac aici? Mă bucur că ai venit astăzi și tu aici cu noi. Să fii sănătos. A, uite, aplauze pentru Elia! Felicitări, fecior, să fii sănătos și când crești mare, dă-te așa că ai frumos să ai. Aici, Florin Mureșan! Următorul, e domnul Florin, numărul 50, bine ai venit, acolo la domnul primar, apoi ce număr aveți? 42! 42! Aici, așa, 42! Și 45! 45 aici! Ați mai fost cu ăla la dat? Da, da, nu! Felicitări, felicitări pentru fi. 45, ăsta! Că nu mai am numărul! Hop, hop, hop! Așa! 57! Domnul Boiaru, bine ai venit! Prințian! Boiaru, numărul 57, 58, Boiaru Dariu și Boiaru Cosmin. Jack și Brent! Ești egrăt? Ce vârstă au? Că nu m-am uitat. Doi ani. Sperați să mai spot. Și ce pare foarte frumos, fie că și fie că ținut e. Felicitări! Ia uite la domnul primar să vă felicite. Le dânsului! Așa, sau ce la primar? Uite să vă ieșiți. Așa. Sau David cu 59. Care-s pregătiți? Care-s pregătiți să vină aici să... O tură roată! Domnul David! Ergeron! Frasă! Un exemplar foarte frumos! Un exemplar bine îngrijit, bine preținut! Domnul David vine tocmai de la Rechea! De la Biserica Sfântului! Mulțumim că ați ales un mic și ne oferă prezență! Astăzi aici la Săsar, aici în față să te aplaude lumea, hop, 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 nu am uitat, de 7 ani, foarte frumos, de ne fac, bine, felicitări! Haideți să-l aplaudăm pe domnul David, că domnul David e ultimul înscris, dar nu cel din urmă, e ultimul care s-a înscris, probabil a ajuns mai târziu, că e mai de departe, dar au ajuns. Asta e important și că a vrut să fie și el cu noi, mai mult a vrut să-ți prezinte exemplarul ăsta frumos.